abraça, puntez un lucru care ține de contemporanul acestui roman. Miza romanelor din proiectul Hogarth Shakespeare este de a nu a rescrie, a reimagina. A reimagina piesele shakespeariene în context actual. Și asta fac cu brio toți acești mari scriitori care au fost cooptați în proiect. Dar parcă niciunul nu este atât de pregnant actual, fiind cât se poate de în cadrul piesei shakespeariene, ca Margaret Atwood în această reimaginare a furtunii. Să participi la prima lansare într-o companie atât de distinsă, reprezentativă pentru, deopotrivă pentru actul dramatic și pentru ceea ce este foarte important, modul în care el ajunge la noi printr-o traducere excelentă. Aș debuta mica noastră întâlnire cu un element aparent contradictoriu. Contradicția nu vine, are legătură evident cu Shakespeare, dar nu vine de la el. Atacatul Harold Bloom în canonul occidental îl situa pe Shakespeare în mod firesc ca într-o zonă de centralitate a canonului occidental. De altă parte, chiar în universități și vin într-o universitate din fericire în una care profesează un soi de democrație a valorilor prin egalizarea minorului cu majorul, atacă această centralitate a canonului inclusiv pe unul dintre reprezentanții pe Shakespeare, ca fiind unul extrem de elitist. Pe mine, ca traducător, m-a impresionat momentul când am ajuns la acea polilogie de final, numită Mulțumirii Acknowledgements. De regulă este un gest formal, mulțumesc secretarei care mi-a făcut ceiuțul cald, fizicii care mi-a tors în coală, copiilor, editorului, redactorului și așa mai departe. Mami, te-a dus bine cu o listă foarte lungă și foarte exactă, care ne dă o lecție, o carte foarte bună de ficțiune, de fapt presupune un efort adesea invizibil. Deci această carte genială, rodul unui exercițiu de imaginație, este de fapt în egală măsură rodul unei documentări foarte solide. Și pentru prima oară la un astfel de capitol final am simțit nevoia să dau note de subsol ample și să trimit la autorii și tema acelor cărți cărora le este atât de datoare autoare. Este vorba de o lungă serie de cărți, eseuri, monografii despre furtuna. Este vorba despre istoria receptării piesei Furtuna de-a lungul timpului. Este vorba despre istoria festivalului Shakespeare de la Ontario. Este vorba apoi de numeroase spectacole vizionate pe viu și în diferite înregistrări. Este vorba despre scrieri legate de paranormal și, în fine, este vorba despre o foarte bogată literatură dedicată sistemului penitenciar american, nord-american, canadian și celui din Statele Unite. Revenind acum la dezbaterea dacă Shakespeare este un autor elitist sau nu, elitist spun cei care îl contestă pe Harold Bloom. Eu, ca profesor de literatură care țin un curs Shakespeare, de regulă prezint pe Shakespeare ca pe un băiat din popor, de la marginea culturii din epoca în care a trăit-o.